Festivalul Concurs Voinicelul, faza zonală, a avut loc vineri 27 mai la Casa de Cultură Rădăuți. La ediția de anul acesta au participat peste 400 de copii care au pregătit diverse momente artistice. Cu mai multe detalii vine unul dintre organizatorii concursului, Florița Brăiescu. Am pregătit să cânt cu azi să-mi creștez în glindă. Tu ce pregătii pentru acest concurs? Mi-a făcut bondiță nouă. Iată să se joace cu câteva gemotoace. Oare ce-ați fi făcut voi cu acest usafir de soi? Este un concurs festival național pentru descoperirea talentelor micilor preșcolari, care are loc în zonal, deci Rădăuțul, participă din Rădăuț, participă municipiul plus zonele limitrofe. Din păcate, anul acesta mai puține zone limitrofe, deoarece am avut o pauză de 2 ani de zile, care se știe că s-au pregătit copiii, n-au fost instituționalizați și mai greu se lucrează. Câți copii participă la acest concurs festival? La această ediție participă 412 copii în 68 de puncte de concurs. Care sunt celelalte puncte? Încă 2-3 puncte, dacă ați putea aminti. Punctele sunt coreografie, care anul ăsta chiar lipsesc, sunt câteva puncte, vreo 6 puncte de coreografie, foarte multă solistică, poezie, grupuri vocale, grupuri corale, cam acestea sunt formațiile participante. Organizatorii acestui concurs sunt Pompa Rău Aura de la Grădinița Program Prelungit Prichindelul Rădăuț, doamna Cucu Maria de la Grădinița Sfânta Treime Rădăuț, doamna Hâș Violeta de la Grădinița Program Prelungit Micul Prinț și persoana mea, Florița Brăiescu, de la Grădinița Albinuța Rădăuți.